Rusia simte că pierde războiul din Ucraina, a transmis ministrul ucrainean al afacerilor externe într-o postare pe Twitter. El a făcut referire la ultimul mesaj lansat de Sergei Lavrov, care vorbea despre pericolul real al celui de-al treilea război mondial, ceea ce ar arăta că Moscova simte această înfrângere și vrea să descurajeze statele care ajută Kievul. Rusia transmite Occidentului să nu subestimeze riscurile considerabile ale războiului nuclear pe care spune că dorește să le reducă, făcând trimitere la armele convenționale occidentale trimise în Ucraina. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a asigurat luni că Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina, dar a avertizat asupra pericolului real al unui război mondial. Riscurile sunt acum considerabile, a declarat Sergei Lavrov televiziunii de stat din Rusia, conform Reuters. Ăsta e un criminal. Eu altceva nu-l consider pe ăsta. Ca om așa... Nu, nici n-am ce cuvinte să spun, dar ăsta trebuie împușcat. Dumneavoastră, credeți în posibilitatea unui război nuclear? Da, e posibil. Nu cred. Toți se speră și la toți le frică. Nu credeți că există posibilitatea unui război? Nu, nu. Într-un context de tensiuni fără precedent între Rusia și Occident din cauza ofensivei ruse, Sergei Lavrov a avertizat în legătură cu pericolul real al unui al treilea război mondial. Pericolul este grav, este real, nu poate fi subestimat, a spus ministrul rus de externe. Lavrov a fost întrebat despre importanța evitării celui de-al treilea război mondial și dacă situația actuală este comparabilă cu criza rachetelor din Cuba din 1962, un punct critic din relațiile SUA-sovietice. Ministrul rus al apărării, Sergei Lavrov, a declarat că livrările de armament ale Occidentului către Ucraina înseamnă că, în esență, NATO este implicată într-un război cu Rusia. Diplomatul rus a mai susținut că există riscul escaladării conflictului prin utilizarea armelor nucleare.